E o problemă pe care trebuie să o mai discutăm și la nivelul județului Neamț, pentru că toate echipele din Liga Națională beneficiază de dublă finanțare, atât de la consiliile locale, cât și de la consiliile județene. Din păcate, CSM Roman este finanțată numai de Primăria Municipiului Roman. Și este din ce în ce mai greu să faci față rigorilor dintr-un campionat din ce în ce mai puternic, dacă primești finanțare numai dintr-o parte. Deci, din punctul acesta de vedere, sunt probleme în ceea ce privește plata salariilor? Da, în momentul... Nu, nu, eu nu cred că... Nu discutăm de o lipsă de motivație din punct de vedere financiar. Atât, vă spun că din punct de vedere valoric, echipa din Cisnădie este o echipă care s-a întărit. Sigur că în momentul de față, eu personal nu am văzut jocul, dar e clar că este un rezultat care ne nemulțumește. Așteptăm meciul de miercuri de la Rapid. Urmează iarăși două partide foarte grele, cu două echipe care de asemenea s-au întărit foarte mult. Trebuie să privim și altfel, adică nu neapărat emoțional, trebuie să privim și pragmatic lucrurile care se întâmplă. E drept că noi am fost obișnuiți. Da. Da, da, împotriva căror echipe. Haideți să vedem. Păi, hai să vedem și ce bugete au acele echipe. E ușor, noi tot am încercat în ultimii ani și am ținut echipa cu un buget foarte mic la un nivel foarte ridicat. Însă să știți că e din ce în ce mai greu să o menținem acolo și chiar se pune problema că e din ce în ce mai greu să o susținem în continuare, dacă nu vine și Consiliul Județean alături de noi. Pentru că ne este foarte greu. Am cerut. Da, avem adresă depusă la Consiliul Județean de mai bine de o lună de zile. Și nu ați primit același răspuns pe care l-ați primit și dumneavoastră.